Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vorbi despre învățământ și școală. Este mult de vorbit în special, dar cred că am reușit să reduc la 4 puncte esențiale care, dacă vă rămân în minte, este tot ce contează. În primul și în primul rând, numărul 1. Nu confundați școala cu educația. Deci, școala este una, da? Înveți biologie, înveți geografie, înveți, nu știu, educație tehnologică, ce mai înveți tu în general. Nu are absolut niciun fel de legătură cu educația financiară, nu are nicio legătură cu educația antreprenorială. Asta nu înseamnă că nu îți trebuie educație, dar trebuie să-ți iei educația de unde trebuie. Așa că, din păcate, dacă dorești să devii antreprenor, dacă vrei să faci o afacere, vrei să ieși din această rutină de a fi angajat, trebuie să te documentezi singur și ai surse, podcasturi, videouri, cum este acesta, sau chiar cărți, sau în principal ar trebui să fie din cărți. Și gândiți-vă că în orice alt domeniu aceste informații se vor aduna și îți vor oferi claritate. Pentru că știu cum este la început. La început te gândești, vreau să fac ceva. Și ideea o am, dar nu știu absolut nimic, adică nu știu unde acte, nu știu impozite, nu știu ce e cu contabilitatea și așa mai departe. Dar pe măsură ce întrebi, pe măsură ce te apuci de treabă, vei vedea că aceste informații se adună și lucrurile încep să prindă logică. Și exact cum îți ia 4-5 ani să fii inginer, 4-5 ani să fii arhitect, îți va lua 4-5 ani să ajungi un antreprenor bun. Cel mai probabil în acest proces vei pierde și ceva bani, dar asta este. Dacă te ții de treabă, cu siguranță rezultatul va fi bun. 2. Adevăratele lecții le vei învăța de la oameni cu experiență sau din propria experiență, nici într-un caz dintr-un curs. Adică cursurile, cărțile, toată teoria este bună ca și idee. Dar lucrurile esențiale, lucrurile cruciale dintr-o afacere, le vei învăța din nou de la o persoană cu experiență sau din propria experiență și, în special, optimizările, dacă vreți să spunem așa, acestea nu le veți găsi în cărți. Haideți să luăm un exemplu, de importuri, da? Cineva care a făcut 50 de importuri știe să-ți spună că, uite, trebuie să vorbești cu agentul dinainte, trebuie să suni producătorul să pregătească actele respective, să mi le trimite în original pentru că am nevoie de ele, trebuie să vorbesc sau trebuie să pregătesc deja factura tradusă și așa mai departe pentru chestia asta. Dacă vine pe ruta nu știu care, durează atât și este mai bine, taxele sunt mai mari, dacă vine pe ruta asta, este mai bine. Lucruri pe care, din nou, le înveți din experiență și lucruri care vor ajunge să te scutească de timp și bani. Dar, din nou, aceste lucruri nu le vei obține din cărți. Deci, cumva trebuie să echilibrezi această educație, să fie și din experiență, adică nu să stai bun. Eu stau, îmi dedic 5 ani, stau doar și citesc cărți și nu mă apuc să fac absolut nimic și abia apoi încep să fac afaceri. Nici așa nu va funcționa. Trebuie să mergi cu ambele deodată. Trebuie să începi să prinzi experiență pe măsură ce acumulezi informații. Și acest lucru este valabil chiar dacă faci o facultate în domeniul afacerii, chiar dacă faci un master, chiar dacă faci liceul economic, nu are nicio legătură. Deci genul ăsta de informații le veți obține doar de la un mentor experimentat, poate din videouri precum acesta sau din propria experiență. 3. Apare o diferență de mentalitate. La școală ești tot timpul ghidat. Știi ce ai de făcut, aștepți pasul următor, îți spune, bun, facem asta, ești învățat să primești ordine, să le respecti. De asta sistemul nostru de învățământ creează în general angajați, pentru că asta este ideea, ești învățat să respecti, să asculți, te duci, îți faci treaba, îți o faci bine, te duci acasă, ești recompensat pentru treaba asta. La școală ești recompensat cu note, pe viitor vei fi recompensat cu bani sub formă de salar, dar sistemul psihic așa funcționează. Tocmai de asta, pentru a fi antreprenor, trebuie să apară acel click, acea schimbare. Pentru că în momentul în care trebuie să iei singur toate deciziile, să te gândești, bun, mi-am deschis o afacere și acum ce trebuie să fac? Care sunt pașii? Cum fac marketing? Cum fac cu departamentul de vânzări? Oare să angajez? Oare să nu angajez? Oare să mai aduc marfă? Oare să mai aduc produse? Să am 10 produse pe categorie? Să am 5 produse pe categorie? Cum este cel mai bine? Toate deciziile acestea va trebui să le iei tu. Lucru care va fi foarte greu la început. Dar trebuie să știi de la început că trebuie să treci prin chestia asta. Este absolut normal. Toți vor avea insecurități de genul să spui, eu nu știu dacă decizia mea a fost bună. Pentru că nu ai de unde să știi la început dacă decizia ta a fost bună. O vei lua cu frica că nu ai luat niciodată cea mai bună decizie. Dar, din nou, trebuie să te aștepți la acest lucru, să treci
prin aceste lucruri și la un moment dat vei deveni din ce în ce mai bun la lua decizii și vei lua deciziile cele mai bune. Și un ultim punct pe care sper să-l înțelegi și sper să-l țineți minte este că antreprenoriatul este diferit de celelalte meserii. 100%. Deci nu se pot asemăna. Poate poți să asemeni, să zicem, orice job poți să-l asemeni, prin program, prin nu știu ce. Antreprenoriatul este complet diferit pentru că mentalitatea este diferită. Și asta înseamnă, în special, că nu vei avea cu cine să discuți. Deci ține minte, sunt foarte puțini antreprenori. Deci trebuie să te gândești că dacă ești într-o cameră cu 100 de oameni, cel mai probabil vei fi pe aceeași lungime de undă cu 1, 2, 3, poate 4. Unii vor spune că da, te înțeleg, sunt și eu pe aici, dar nu este așa. Tocmai de asta, unul dintre cele mai grele lucruri pe care va trebui să le faci este să renunți în a mai asculta părerile celorlalți, pentru că toată lumea îți va spune, de ce te complici? Este prea greu, nu are rost, nu merită, uită-te la nu știu care a dat faliment și tu stai să te gândești, băi, oare a fi adevărat? Singurul lucru pe care poți să-l faci este să ai încredere în tine și în capacitățile tale și să nu împărtășești cu nimeni absolut nimic. Știu că este un sfat la care probabil nu vă așteptați, dar este nu spune nimănui obiectivele tale, nu spune nimănui că vrei să-ți iei Lamborghini sau Ferrari sau Rolls Royce, nu spune nimănui că vrei să câștigi 15, 20, 50 de mii de euro pe lună, pentru că nu va ieși nimic bun din asta. Efectiv. Deci asta este una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am făcut și m-am învățat minte, pentru că nu faci decât să depărtezi anumiți oameni de lângă tine, pentru că ori vor fi intimidați de planurile tale și spun că băi, eu vreau doar să, nu știu, să am și eu bani de mâncare mai scumpă și ăsta vrea să-și ia Rolls Royce, nu prea am ce să discut cu el și vei îndepărta acele persoane, poate care nu ar fi trebuit neapărat să le îndepărtezi dacă voia să ieșiți la un grătar sau să ai niște prieteni de conversații din asta de bază sau pur și simplu va apărea acel sentiment de invidie. Și tocmai de asta v-am zis, nu va ieși absolut nimic. Planurile tale, obiectivele tale, scopul tău final sau pe ce vrei să-ți cheltui banii, păstrează pentru tine. Ideal ar fi să-ți găsești un partener de viață cu care împărtășești această mentalitate, să poți să discuți aceste lucruri cu el sau cu ea. Dar cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut și v-a ajutat acest video și bineînțeles că ne vom vedea la video următor. Pa!